să se concentreze mai mult pe investițiile în clădirile de patrimoniu. Am fost în situații dureroase pentru noi, ca oameni care sunt în patrimoniu, este Muzeul Enescu din București. Am lansat licitații și mi s-au prezentat firmele la licitații. Și exemplul de bună practică pe care îl avem aici la Craiova, mi-aș dori să fie multiplicat firmele să încerce să se specializeze pe componenta de clădiri, de patrimoniu, de patrimoniu, de restaurare, astfel încât să putem împreună cu patrimoniul să salvăm această componentă identitară a României. De asemenea, dorim să mergem la Teatrul Marius Enescu, unde, de asemenea, avem această bună, am finalizat și lansăm licitația pentru designerie și, practic, anul viitor, vom începe lucrările de restaurare și tablourile de restaurare. Începem cu aceste două investiții. Biblioteca franceză și Arhiul Marin Sorescu și prin transformarea lor în centre cu o activitate culturală și mai bogată. Biblioteca Marin Sorescu deja are o activitate culturală atrăgătoare și magnetică pentru oamenii educați pe cultură. Dorim ca și municipiul Craiova să devină un oraș care se dezvoltă prin cultură, așa cum se